Mii de oameni pe care valurile și briza mării au făcut fericiți în mini-vacanța de Rusalii au plecat cu regrete spre casă. Cu toții s-au lăsat mângâiați de soare și s-au bucurat de câteva clipe de tihnă pe litoral, iar la plecare deja au început să ducă dorul mării. Marea și plaja le-au fost casă, iar răsăriturile pe care le-au prins o să le hrănească amintirile luni de zile de acum încolo. Te-ai bucurat de mini-vacanța asta de Rusalii? Da, eu oricum avem o vacanță, dar da. Ești studentă sau de ce spui că aveai? Nu, sunt mămică. Sunt casnică, deci am tot timpul vacanță. Mergem acasă. Nu vă pare rău? Ba da, ne pare rău, dar asta e. Trebuie să mergem la muncă. Vă pare rău? Sincer, da. Păi cum să nu-ți pară? Adică te duci acasă, n-ai mare, n-ai nimic, ai doar o cadă. Te vălut nici aia, îți dai așa cu dușul puțin, așa ai mare, aici n-ai nicio treabă. Chiar și în ultima zi s-au bucurat de fiecare rază de soare pe care au prins-o pe nisip. Spune, la ce oră stați astăzi? Pe plajă? Păi, pe plajă, nu știu, până pe la 6, cred, cam așa, 5-6. De câte zile sunteți la mare? 4 zile. Când plecați? Astăzi, în seara asta plecăm. De frica aglomerației, oamenii au fost prevăzători și au renunțat la o zi de vacanță la mare, luând drumul Bucureștiului încă de duminică seara. Așa se face că ieri traficul a fost incredibil de lejer pe un drum unde ambuteiajele sunt la ordinea zilei în sezonul estival. Cum se circulă în spate? Bine. Bine. E bine? Bine, da. Destul de bine, totuși. Înțeles. Încotro mergeți? Spre București. Vă așteptați să ajungeți la timp? Sau? Cred că... Unde trebuie să ajungeți? La Târgoviște. Cum se circulă în spate? Bine. Cam cât credeți că faceți pe drum? Până la Târgoviște? 4 ore. A fost o mini-vacanță cu zile frumoase, nopți incendiare, iar turiștii s-au bucurat cât au putut de fiecare secundă petrecută la mare. De astăzi, toată lumea s-a întors la serviciu, iar copiii au revenit în băncile școlii.